Salut, prieteni, sunt la arhitectură, unde avem aici politicieni. Bună dimineața, domnilor politicieni. Ce repede ați început să vorbiți între voi când intru pe live. De ce, domnilor, România merge spre un dezastru? Spuneți-mi și mie. Nu sunt politicieni. Nu, domnul ministru, spuneți-mi și mie, ce facem cu UDMR-ul acesta care își bate joc de România? Cum părerea mea? Uitați-vă ceea ce se taie pădurile. UDMR-ul. Chiar așa nu vă e un pic pentru că faceți parte dintr-un guvern al României, nu al Ungariei. Mai terminați cu aceste mizerii, jignirea asupra românilor. Ce vreți să vă dăm afară? Eu unul v-aș da afară. V-aș lua de urechi și v-aș scoate din acest guvern pe care l-ați hăituit, pe care l-ați jignit. Ne-ați totuși jignit. Păi cum naiba ați ajuns UDMR-ul ca să dați o statuie jos a unui mare om, nu? Cum se face așa ceva? Ce vreți aceste statui hortiste ca să avem în România? Nu vă e rușine? Cât timp ne mai jigniți, domnule ministru UDMR? Spuneți-mi și mie, cât? Ce faceți în guvern? Nu faceți nimica. Prețurile sunt toate mari. Dumneavoastră, ceea ce salariu aveți și ca deputat și ca ministru? Foarte mare. Nu simțiți scumpirile, nu? Un om simplu simte scumpirile, stimate domnă ministru. Ce faceți pentru acel pensionar? Râdeți atâta, știu, atâta puteți ca să aduceți o bucurie românilor. Râdeți în azi, nu? Mulțumesc, frumos, halal, ce? Succesul în ce? Pe care o aveți, e democrație. Păi dar așa este, vă bate joc. Ce ați făcut ca ministru? Ce beneficii avem noi cetățenii ca ministru? Spuneți-mi și mie, ce avem noi? Stați, imediat. Lasă-mă să îmi pot critica politicienii pe care noi i-am votat, da? Pentru că noi avem dreptul ca să-i criticăm. Stimate domn ministru, dumneavoastră ar trebui, ca să zic în fața oricărui cetățean, ca să îi spune și a ce ați făcut. Uitați aici un alt domn care doar, știți, doar pupă mâinile politicienilor. Să vă fie rușine că sunteți slugile sistemului. Asta sunteți, slugile sistemului. Lucrați împotriva cetățenilor, împotriva lor. Împotriva lor. Să vă fie rușine, halal. Să vă fie rușine. Aveți imense salarii. Cetățenii abia, aici abia își mai ia o pâine. Să vă fie rușine. Halal. Halal. Ministrii, luați-vă hârtie igienică să vă ștergeți la gură când mai începeți acele promisiuni în campanie electorală. Da? Să vă fie rușine. Ministrii, e tot Turcescu. Nu vă e rușine? Nu vă e rușine. Aveți niște salarii imense. Cetățenii n-au nimic. Haideți acum, vine și domnul președinte, să îl întrebăm și noi de ce ne-a trădat. Știți că eu nu înjur, da? Vă rog eu frumos, lăsați-mă cu astea, vă rog eu, vă rog frumos că sunt sătul. Domnule președinte, de ce ne-ați păcălit? Cu PSD sunt hoți, excroci și i-ați adus-o la putere. Domnul președinte, spuneți-ne și nouă, vă convine în ce situație a ajuns România? Vă rog, spuneți-ne, PSD, uitați aici, am aici hârtie igienică. Cum ați transformat votul nostru. Ia uitați aici, votul nostru, hârtia igienică. V-ați bătut joc
de noi, ne-ați mințit! Să vă fie rușine, domnul președinte, că ne-ați mințit! Degeaba v-am votat! Cu PSD-ul l-ați luat în brațe! Rușine să vă fie! Ne-ați înșelat așteptările! Ne-ați reîntors înapoi cu 20 de ani! Aici a venit domnul președinte pentru a deschide noua stagiune a, să zic, facultăților și universităților. A venit, astăzi a ales arhitectura, dar el este arhitectul readucerii PSD-ului la putere. El este arhitectul dezastrului, cum a spus, o Românie educată. Avem pe naiba, educată pentru hoți, pentru borfașii din sistem. Din păcate avem cei mai mulți borfași, excroci, analfabeți în guvern. Și mai ales avem cei care sunt plagiatori educată. Îl așteptăm la ieșire, pentru că acum o să înceapă bla 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 bla, studenții trebuie să învețe bla 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 bla, doar blauri. Atât. Realități canci. Revin când o să iasă.